Bine v-am regăsit la știrile serii, iată principalele titluri ale ediției. De ziua lor, pompierii fac paradă pe străzile Devei. Aceștia au pregătit o serie de activități menite să arate oamenilor o parte din munca lor zilnică. Vaccinarea elevilor o prioritate pentru Direcția de Sănătate Publică. Ca în fiecare an, campaniile de vaccinare se adresează tuturor copiilor școlarizați și neșcolarizați. Microbuzele școlare luate la control de oamenii legii. Polițiștii rutieri au început verificarea autovehiculelor destinate transportului de elevi. Proiect PPDD respins de USL. Marți, parlamentarii USL nu au fost de acord cu un proiect care prevedea anumite facilități pentru firmele care angajează absolvenți de facultate. Și acum știrile pe larg. Deși ziua de 13 este în general asociată cu ghinionul, pompierii vor să arate că lucrurile nu stau așa. Oamenii care se luptă des cu pericolul își sărbătoresc ziua printr-o defilare. Sărbătoarea națională a pompierilor va fi marcată vineri 13 septembrie în municipiul Deva, în cadrul unei festivități dedicate împlinirea 165 de ani de când pompierii hunedoreni se află în slujba celor care au nevoie de ei. Pentru acest eveniment, Inspectoratul de Urgență Hunedoara organizează în această zi mai multe activități. Astfel, de la ora 13, în prezența unor invitați de seamă, pompierii vor organiza o paradă militară de amploare la care vor lua parte peste 250 de ofițeri și subofițeri din cadrul ISU Hunedoara și de la nivelul subunităților. Defilarea cadrelor va fi urmată de parada tehnicii de intervenție de ultimă generație achiziționată prin programul operațional regional intrat în dotarea inspectoratului. Tot în aceeași zi vor fi premiați cei mai buni pompieri, paramedici și specialiști în descarcerare pentru modul în care au acționat în situațiile care cereau promptitudine, atenție și concentrare maximă. Cei care doresc să urmărească parada pompierilor trebuie să știe că evenimentul va avea loc în centrul municipiului Deva, pe bulevardul 1 decembrie 1918. Imunizarea elevilor importantă pentru Ministerul Sănătății. Medicii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara au primit suficiente doze de vaccin pentru imunizarea școlarilor. Aproximativ 2500 de elevi din județul Hunedoara vor fi vaccinați imediat după începerea anului școlar. În urma stabilirii numărului de copii care trebuie vaccinați, elevii și nu numai vor putea beneficia gratuit de această campanie de imunizare. Campania, conform Ministerului Sănătății, va începe în perioada 8-18 octombrie, iar conform datelor pe care le-am primit de la medicii de familie vaccinatori și medici școlari vaccinatori, noi am cerut la Ministerul Sănătății 2647 de doze de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului. Aceste vaccinuri sunt foarte importante, mai ales pentru elevii care se află în clasa 1, deoarece la această vârstă se face ultimul vaccin pentru prevenirea rubeolei, rujeolei și oreionului. Deși copiii au fost vaccinați împotriva acestor boli când erau mai mici, este necesar și al doilea vaccin. O problemă este faptul că există situații în care părinții se opun acestor vaccinări din diverse motive. O astfel de situație s-a întâmplat în anul școlar 2011-2012, când au existat foarte multe cazuri de rubeolă și rujeolă. Medicii recomandă părinților să coopereze și să permită vaccinarea, deoarece opunerea lor poate pune în pericol viața copilului. Și copiii de 6 ani de la clasele pregătitoare vor fi vaccinați în aceeași perioadă. Microbuzele destinate transportului de elevi verificate înainte de începerea anului școlar. În această perioadă, poliția rutieră efectuează o acțiune de controlare a mijloacelor de transport elevi. Scopul îl constituie reducerea accidentelor rutiere și creșterea siguranței elevilor. Poliția română coordonează la nivel național astfel de activități începute și în județul nostru. Aceste controle se desfășoară în contextul mai larg al măsurilor de ordine și siguranță publică pe care poliția le are în vedere pentru ca deschiderea noului an școlar să decurgă în condiții normale pentru toți cei implicați, fără incidente. Măsuri care vor avea un caracter permanent pe parcursul anului școlar. Șoferii autovehiculelor la care vor fi depistate nereguli riscă să fie pedepsiți conform legii, aplicându-se sancțiuni contravenționale, în special de la caz la caz în funcție de gravitatea defecțiunii. Vom verifica și autovehiculele sau
microbuzele de transport elevi, vom verifica legalitatea documentației prevăzute de lege, autorizațiile și licențele de transport, dar și existența și valabilitatea inspecției tehnice periodice, astfel încât aceste microbuze să îndeplinească condițiile tehnice pentru a circula în siguranță și, desigur, șoferii să fie atestați și pe măsura responsabilității pe care aceștia o au în raport cu cei pe care îi vor transporta. Oamenii legii vor acționa și în trafic săptămâna viitoare și pe parcursul anului pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor. Poliția rutieră va fi prezentă la orele de vârf atunci când elevii se îndreaptă către școală sau pleacă spre casă, în zona aglomerată a instituțiilor de învățământ și a trecerilor de pietoni. Prin aceste acțiuni, Poliția Română urmărește reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație în care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate transportului de elevi. În anul școlar precedent nu s-au înregistrat incidente în care să fie implicate microbuze școlare, iar în timpul anului școlar se vor derula activități specifice pe linia prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere, în care sunt implicați copiii care traversează strada prin loc nepermis, dar și întâmpinarea problemelor de natură infracțională în mediul școlar. Ultimele decizii ale USL din Parlamentul României nu au inclus și aprobarea proiectului care prevedea ca firmelor care au angajați proaspăt absolvenți de facultate să li se reducă taxele și impozitele pe acele locuri de muncă. Inițiativa a aparținut grupului PPDD. Cei din USL s-au opus, spunând că nu sunt bani, dezavantaj pentru tineri, care, susține senatorul, puteau să-și găsească mai ușor de muncă după absolvirea facultății. Ceream ca firmelor care angajează studenți, absolvenți de facultăți, să li se reducă din taxe și din impozite, astfel încât să fie încurajat să angajeze tineri absolvenți de facultate. Și estimam noi că acest proiect de lege ar duce la ocuparea de posturi de ingineri, medici, juriști, puncte de pregătire a fiecărui tânăr, la ocuparea cel puțin 2.000-2.500 de tineri absolvenți de facultate într-un an de zile. Vor îngroșa rândul celor care vor avea grijă de un italian în vârstă sau de o franțuzoaică bătrână care are o pensie foarte mare. Parlamentarii USL au respins marți și proiectul care prevedea majorarea punctului de pensie cu 50% din rata inflației din același motiv, că nu sunt bani. Legea pensiilor numărul 263 din 2010 spune că pensiile trebuie reactualizate odată cu inflația, însă din 2010 până în prezent nu a fost aplicată. Iată ce puteți urmări după o scurtă pauză. Elevii de clasa a doua testați la două probe. Cel mai probabil cei mici vor fi testați la fel ca și cei de clasa a patra și de clasa a șasea. Ministerul Educației Naționale dorește să introducă aceste examene, deoarece până la clasa a opta nu există nicio evaluare de sistem. Neplata amenzilor rutiere în termen de 30 de zile ar putea duce la suspendarea permisului de conducere. În anumite cazuri, șoferii care produc accidente grave ar putea rămâne fără permis până la 3 sau 4 ani. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Nou, de acum puteți amaneta și autoturisme. Școala sanitară post-liceală Carol Davila Petroșani prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2013-2014 în domeniul sănătate și asistență pedagogică. Durata studiilor este de 3 ani. Oferta educațională cuprinde 4 clase de asistent medical generalist și o clasă de asistent medical de farmacie. Pentru cei ce vor să se înscrie, ne găsiți în Petroșani pe strada Avramiancu numărul 4, la telefon 0254544176 sau la e-mail sanitar2005@yahoo.com. Școala noastră sanitară îți oferă un viitor mai bun.
Hotel Rusu angajează bucătari, ajutori bucătari, ospătari și cameriste. CV-urile se trimit la info@hotelrusu.ro sau la fax 0354-108-510. Mai multe informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon 0742-087-221 sau 0742-087-222. Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din orașul Petrila. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union. Ne găsești în apropierea poștei din localitate de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbăta între 9 și 13. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul încetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Taylor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta! Continuăm buletinul de știri Info Capital. Evaluări naționale la clasele a doua, a patra și a șasea. Ministerul Educației Naționale intenționează să introducă aceste testări la clasele primare și gimnaziale pentru a putea urmări mai bine cum evoluează fiecare copil, dar și unde sunt probleme la nivel de școală, de clasă sau de elev. Ministrul Remus Pricopi a declarat că în absența unor verificări și evaluări de sistem este imposibil să fie făcute calibrări de sistem și să nu mai existe semne de întrebare cu privire la motivul pentru care 25% dintre copii nu reușesc să ia nota 5 la examenele de evaluare națională. Astfel, elevii de clasa a doua ar urma să susțină o probă de limbă și comunicare și o probă de competențe logico-matematice. La clasele a patra și a șasea, evaluarea va consta în teste care vor îmbina aceste tipuri de competențe, adică o evaluare în cadrul mai multor discipline, respectiv interdisciplinar. Sunt evaluări care au mai mult un rol informativ asupra modului în care ei și-au achiziționat competențele și abilitățile în diverse discipline. Până în acest an s-au susținut aceste tipuri de evaluări, dar doar la anumite unități școlare în stadiu de pilotare. Ministerul Educației Naționale intenționează ca din acest an școlar să organizeze la nivel național în toate unitățile de învățământ aceste tipuri de examene. Pe baza rezultatelor obținute și dascălii au posibilitatea de a-și îmbunătăți activitatea didactică, respectiv să conștientizeze care sunt lacunele din procesul instructiv-educativ. Taxe noi din 2014. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri forma finală a scrisorii de intenție pentru acordul preventiv cu Fondul Monetar Internațional și a trimis-o președintelui Traian Băsescu pentru aprobare. Potrivit realitatea.net, în documentul redactat de guvern pentru încheierea unui nou acord cu femeii, nu apare nici măcar o pagină despre măsurile vehiculate de ministrul finanțelor Daniel Chițoiu pentru relansarea economică. Însă apar noi taxe și impozite. Practic, aproape nimic nu va scăpa neimpozitat în următorii 2 ani. Potrivit noilor măsuri pe care guvernul s-a angajat să le implementeze, toți cei care obțin venituri din chirii vor fi obligați ca de la 1 ianuarie 2014 să plătească contribuții
contribuții la sănătate și pensii din aceste câștiguri. Pentru a reglementa acest aspect, guvernul va emite în septembrie o ordonanță de urgență. Tot de la anul, independent de tipul de contract pe care l-au cu angajatorii, salariații vor plăti contribuții sociale în cuantum egal. Nu vor mai fi deci diferențe în modul de calcul al taxelor datorate statului pentru sănătate și pensii, indiferent că angajații sunt plătiți pe carte de muncă sau pe contracte de drepturi de autor. Același regim va fi aplicat și celor care obțin venituri din activități independente. Tot din 2014 vom avea și o nouă formă de impozitare a locuințelor. Clădirile vor fi impozitate în funcție de modul în care sunt folosite, adică locuințele date spre închiriere vor fi taxate mai mult decât cele folosite drept reședință de domiciliu. De asemenea, cei care vor dori să-și cumpere o locuință prin programul Prima Casă vor putea contracta împrumuturi doar în moneda națională. Singura veste bună care rezultă din noile măsuri fiscale vizează pe românii asistați sociali. Din 2014 va crește venitul minim garantat, dar și ajutorul acordat familiilor cu probleme pentru plata facturilor la electricitate. Însă nu mai există posibilitatea reducerii contribuțiilor sociale plătite de angajatori sau de la revenirea TVA la 19% față de 24% cât este în prezent. Unii plătesc impozit, alții nu. Noi categorii de angajați vor fi scutiți de plata impozitului pe venit. Prevederea a fost publicată marți, 10 septembrie, în Monitorul Oficial. Singura condiție este ca angajații să fie absolvit o facultate cu o specializare inclusă în această prevedere. Impozitul nu va mai fi o problemă pentru o parte dintre cetățeni. Cei care au terminat facultatea în câteva domenii se pot considera norocoși, deoarece vor fi scutiți de la impozitare. Până acum, erau scutiți de la plata impozitului pe venit angajații care au absolvit o facultate la una dintre următoarele specializări: automatică, calculatoare, electronică, matematică, informatică și cibernetică. Guvernanții au adăugat recent la această listă 8 noi specializări, iar în acest fel au extins numărul celor care nu plătesc impozit pe venit. Informatică industrială, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică aplicată în ingineria materialelor, matematică și informatică aplicată în inginerie, cibernetică economică, fizică, informatică, chimie informatică, automatică și informatică aplicată, echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă, ingineria sistemelor multimedia, tehnologii și sisteme de telecomunicații, telecomenzi și electronică în transporturi, transmisiuni, echipamente și sisteme electronice militare. Și în Valea Jiului tinerii au această șansă, deoarece la Universitatea Petroșani există câteva dintre aceste specializări. Astfel, petroșenenii și nu numai pot, după terminarea studiilor, dacă profesează în domeniu, să nu fie nevoit să plătească taxele, care în mod normal sunt o obligativitate pentru restul populației. Nu plătești amenda, rămâi fără permis. Se pregătesc o serie de modificări în ceea ce privește legislația rutieră. Motivul pentru care s-a luat această decizie a fost numărul mare al celor care ignoră prevederile legale. Guvernanții sunt de părere că introducerea legii care prevede suspendarea permisului pentru neachitarea amenzilor îi va descuraja pe mulți să încalce legea. Aceasta prevede suspendarea dreptului de a conduce dacă cel care este amendat nu-și plătește amenda în termen de 30 de zile. O altă modificare importantă este introducerea unei alte forme de sancționare a unor abateri rutiere care reprezintă principalele cauze ale accidentelor grave soldate cu morți și răniți, respectiv creșterea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. În județul Hunedoara se înregistrează zilnic câte un accident datorat vitezei, iar teama de a-și pierde permisul i-ar putea opri pe șoferii vitezomani să calce cu putere pedala de accelerație. Momentan, numărul amenzilor este în creștere, în schimb, cei care le plătesc sunt din ce în ce mai puțini. Vă propun să aflăm care sunt cele mai noi titluri din sport. Vedetă în Liga 1 pe vremuri, Gabriela Petri, unul dintre cei mai îndrăgiți jucători de către suporterii din Valea Jiului, a revenit după mai bine de 2 ani la echipa sa de suflet, Jiul Petroșani. Reactivat de Marin Tudorache, jucătorul de 30 de ani a reușit să-și coloreze revenirea pe gazon cu un gol de atacant autentic, marcând în meciul contra celor de la Inter Petrila, câștigat de echipa sa cu 3-1.
Aurul Brad, echipa revelația verii în fotbalul hunedorean, se duelează pentru un loc în 16-mile Cupei României cu divizionarea secundă Metalul Reșița. Și asta într-un meci care are loc astăzi la Brad și a început la ora 16:30. Echipa care s-a calificat mai departe are șansa de a întâlni o grupare de calibru a fotbalului românesc, întrucât din turul următor vor intra în competiție și echipele din Liga 1. Iată acum informații despre cursul valutar. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 12 septembrie, un curs al euro de 4,46 lei de bani, al dolarului american de 3,36 lei de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,31 lei de bani. Urmează datele despre starea vremii. Joi, instabilitatea atmosferică este și mai pronunțată. Cerul va fi înorat în toate regiunile și vor fi averse cu descărcări electrice și vânt mai agitat. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor fi mai importante, în special în jumătatea de vest a țării și în zona de munte. Vineri, vremea va fi în general instabilă și se va răci, devenind răcoroasă pentru această dată în vestul, nordul și centrul țării. Cerul va avea înnorări temporare accentuate, ce lasă ploi cu descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Izolat este posibil să cadă grindină, iar cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Vântul se agită prin toate regiunile, dar mai ales în zona de munte. Sâmbătă va mai ploua pe arii extinse în jumătatea de nord a țării și local în restul teritoriului și izolat se vor strânge cantități importante de apă. Apoi, ploile se restrâng către jumătatea de est a țării și la munte. La mare, joi și vineri, cerul va fi predominant însorit. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius. Sâmbătă, cerul va fi parțial acoperit de nori și pot apărea ușoare precipitații sub formă de ploaie. Temperatura maximă va fi de 19 grade Celsius. Aici se încheie știrile serii. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV, pentru că merită. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate, prezentate și în cadrul buletinelor de știri InfoCapital.